dispariția orașului medieval, situat pe platoul de vest al cetății și alungarea locuitorilor cu pămintele raturilor. Aceștia au fost nevoiți să-și facă dealuri și în partea de est, evitare și de timpul Oban, Alba Carolina. Acest tren, de afară și în cetății, ca unul de prieteni, în un teren umed și plăjitos, amenințat deseori inundațiile repetate ale murelui. Locuitorii și-au construit astfel locurile mai ridicate care nu erau afectate de amplații de fapt care pitea orașului cele mai vechi urme ale vieții urbane în partea de est a cetății. Biserica Maier, ridicat imediat după dărâmarea Bisericii Metropolitane a Bălgradului, construirea acesteia, Biserica Bisericii, în răspândirea nor, edificiile religioase sunt o dovadă în plus, referitoare la suprafața locuibilă, numărul localnicilor și amplasamentul străzilor și cartierilor. După ridicarea cetății Alba Carolina, orașul s-a extins teritorial spre sud și mai apoi spre nord, Biserica Buna Vestire și Biserica Dumnezeu Domnului din cartierul Lipoveni, și Biserica Reformată. Pe măsură ce bălțile și mlaștinile erau asanate, se creau noi fronturi de lucru, amenajându-se parcul și piața orașului, iar în 1852 se paviază trotuarele și străzile orașului. Edificiile construite în partea centrală a așezării au conturat caracterul modern al epocii, construcții care formează un alinament prestabilit, anume careul care delimitează actuala piață lui Maniu, deși parcul orașului, unde se perindau și vechile clădiri ale primăriei, poștei și hotelurilor din apropiere. Spațiile dintre aceste clădiri au fost ocupate de locuințele particularilor și prăvăliile comercianților și meșteșugarilor. La începutul anilor 60 și până la sfârșitul perioadei comuniste, s-au dărâmat o serie de edificii extrem de importante. Hotelul Dacia, în care s-a luat hotărârea pentru realizarea României Mari la 1 decembrie 1918, sau clădirile vechi în Trotoni, 1983, fapt care a dus la formarea actorului oraș și centrul de transformare în construcții dărâmate, s-au construit cartiere de blocuri, și actuala clădire a primăriei, care s-a integrat treptat în despre evoluția urbanistică și infrastructurală a orașului, aflăm că la anul 1900, planurile orașului însemnează existența 6 zone de locuit, amplasamente bine conturate, orașul interior 1 și 2, Maier, Heiuș, Lipoveni și Ampoi. Chiar dacă astăzi, unele dintre ele nu-și mai păstrează vechile denumiri pe criterii etnice, spre exemplu, Tiuș-Stad, orașul german, sau Ungriș-Stad, orașul unguresc. Cartierele erau prevăzute cu rețea de străzi care se intersectau în unghi drept și făceau legătura cu zona centrală prin alinamente de străzi mai lungi orientate de la est la vest și comunicau cu vechile drumuri despre nord și sud. Cele mai vechi denumiri ale străzilor le regăsim în planurile de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care au evoluat în 1919, care au rămas
până astăzi, în anul 2000, lumele s-au schimbat radical, între care o să dăm câteva exemple. 1900, strada Leteș. 1919, strada Regina, regimentul 24 Durobanților. 2000, bulevardul Tudor Vladimirescu. 1900, strada Secheni. 1919, strada regimentul 4 Vânătorii. 2000, bulevardul Ferdinand. 1900, strada Centrului. 1919 și 2000, strada Regina Maria. 1900, strada Coroana. 1919 și 2000, strada Avram Iancu. Sfârșitul secolului al XIX-lea, în Alba Iulia avem luminalizări complexe, complete de străzi în limba maghiară, iar după Marea Unire în limba română, denumirile fiind inspirate de topografia locului, din nume de personalități istorice, ocupații sau chiar Sinagoga Veche a fost construită de evrei sefarzi și așkenazini în anul 1822 pentru a servi ca și loc de rugăciune. Autoritățile refuzau că evrei să-și construiască un templu mai impunător, problema rezolvându-se în timpul rabinatului lui Menahem Mendel Iosef, când primește permisiunea construirii unei sinagogi de cărămidă de la episcopul Transilvaniei Ignatius de Neghese. Clădirea din 1822 rămâne cel mai important edificiu evreiesc din Alba Iulia. Sinagoga are încă pe fațadă trei ciupituri de ghiulele, încă neexplodate din 1849. De menționat este că mai exista o sinagogă nouă, pe locul căreia în anii comunismului s-a construit cunoscutul magazin universal Unirea. Biserica Buna Vestire, de lângă Liceul de Arte Regina Maria. Biserica a fost construită în anul 1793, într-un câmp de la marginea orașului, fiind acoperată doar de un cimitir. A fost pictată în secolul al XIX-lea, zugravul Simeon Silachi. Arhitectura monumentului se remarcă prin alungirea naosului și verticalitatea turnului clopotnițe. După 1900, aici se construiesc primele case, astăzi aflându-se zona centrală. Aici s-a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua de 3 decembrie 1918 de către preotul Ioan Deculescu. Liceul de Arte Regina Maria, fostul liceu Mihai Viteazul din perioada interbelică. A fost printre primele clădiri liceale din Alba Iulia în perioada interbelică, numindu-se Liceul Mihai Viteazul. A fost construită în anul 1900 ca școală primară. Aici au funcționat atât școli cât și diferite societăți de elevi, ceea ce putem aminti Societatea Lumina pentru elevi ortodoxi, Societatea Sfânta Maria pentru greco-catolici, dar și chiar Crucea Roșie. Astăzi se desfășoară cursurile Liceul de Arte, Plastice și Muzică Regina Maria. Biserica Călugărițelor a fost construită în anul 1858 de sprijinul episcopului Hainald, fiind inițiată la o capelă și o școală de fete. La anul 1870 au loc primele renovări. Astăzi se mai păstrează doar capela, care este biserica parohială. Thank you.
biserica reformată a fost dedicată între anii 1757-1761 în ordinul Maria Tereza de către Ioan Lazar și preotul Ștefan Malnaschi, precum ne spune placa votivă aflată deasupra portalului intrării. Edificiul este un caz însurat în arhitectura locală. Nava este de formă ovală orientată pe axa est-vest și în mijloc are un turn clopotnice. Aici a funcționat o școală confesională în 1895 și un cimitir peste care în 1900 s-a construit liceul Mihai Viteazul, liceul de muzică și arte plastice actuale. Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Lipoveni a fost construită în 1691. Generalul Ștefan de Stenville a asigurat comunității românești subvenții și terenuri pentru construcția unei biserici în cartierul Lipoveni. Numele cartierului, potrivit tradiției, poartă numele meșterilor veniți din Lipova, județul Arad, care au lucrat la edificarea cetății de tip voban. În 1752, biserica apare în planurile cartografice în partea de nord-vest a cartierului. În urma disputelor dintre ortodoxi și uniți, biserica suferă ample stricăciuni care au fost intens restaurate. În 1763 se construiește turnul clopotniță în timpul lui Pavel Aron. Teatrul Caragiale, casa de cultură a studenților, a fost loc de petrecere în anul 1883, iar apoi, în 1905, a devenit proprietatea fundației Parcului Promenadei, având ca acționari pe membri Asociației de Acțiuni Maghiare, apoi a funcționat și grădinița numărul 1. A fost renovat în anul 1922, cu cauza sărbărilor încoronării, fiind radical transformat într-un spațiu cultural. A fost inaugurat în 1 decembrie 1922, primind numele de Teatrul Ionuca Caragiale, iar pe fațada având inscripția pe care o are și azi: un steag fără cultură nu e decât o gloată, nu o oaste. Nicolae Iorga. La 1 decembrie 1918 și 15 octombrie 1922, clădirea a servit ca și restaurant, loc de deservire a oaspeților, având loc și multe spectacole artistice și culturale, de a participat mari artiști ai vremii: Ion Manolescu, actor, tenorul Ion Andreescu sau baritenul Teodorian. La 23 mai 1923 a avut loc Congresul Uniunii Femeilor Române, eveniment organizat de Regina Maria României. În 1925 au fost proiectate filme în edificiu avându-și sediile și Asla sau Biblioteca Franco-Română și multe altele. Astăzi este Casa de Cultură a Studenților. Biserica Evanghelică a fost construită în două etape, 1824-1826 și 1853, când se construiește și turnul clopotniță. În apropierea bisericii se aflau casa parohială și confesională. În 1849, un obuz tras din cetate spre soldații maghiari a pătruns în biserică și se află și azi nava altarului neexplodat. Capitolina din piața Alessandria. Statuia lui Boicei, o copie a statuii Lupa Capitolina din Roma, a fost dăruită orașului Alba Iulia în 1933, în
orașul Alessandria din nordul Italiei. Ceremonia inaugurării pieței a avut loc în anul 2007. Clădirea Consiliului Județean Alba. Clădirea apare la începutul secolului 20 și este destinată exclusiv organelor de justiție, având chiar denumirea de Palatul Justiției, ceea ce este și astăzi. Planurile au fost elaborate în anul 1906 de către arhitectul Jester Kalman, în două variante diferite ca bogăție decorativă, însă la anul 1908 s-a ales planul cel mai simplu care se poate vedea și astăzi. Terenul pe care se află a fost cumpărat de la Episcopia Romano-Catolică, care avea grădini de cereale până atunci în acea zonă. Aici, la 2 decembrie 1918, au fost luate hotărârile pentru cine va merge ca să semneze regele Ferdinand documentele unirii. În 1990, aici își desfășoară activitatea Consiliul Județean Alba. Biserica Franciscană a fost construită între anii 752-1770. În 1752 s-a pus piața de temelie în partea altarului, iar între 1766-1770 s-a ridicat și nava. Episcopii Alexandru Rudnai, Nicolae Covaci și Fogarasi au fost nevoiți să restaureze edificiul, care a fost grav afectat de inundații din 1840. Devine biserica parohială în secolul al XIX-lea, înmulțindu-se numărul credincioșilor catolici. În 1900, biserica este cunoscută sub numele de Biserica Baraților, dar din 1913 numește Hramul Sfintei Inimi al lui Isus. Chiniile călugărilor au dispărut în urma demolărilor comuniste din anii 1980-1985. Muzeul vechi al orașului. Edinița numărul 3. Clădirea a fost construită în anul 1895 ca școală pentru copiii din cartierul Maieri. În anul 1900, crescând numărul vestigiilor, clădirea este transformată în muzeu în urma donării clădirii aflate în perimetrul Ferdinandului Orășenesc și Societatea de Istorie, Arheologie și Științele Naturii. Muzeul a funcționat neîntrerupt până în perioada Primului Război Mondial, când a fost închis. Colecțiile duse la Budapesta au revenit orașului și muzeul a fost redeschis în 2 ani după terminarea Primului Război Mondial. Edificarea Catedralei Reîntrecirii a permis adăpostirea exponatelor în pavilioanele acesteia până în 1965, când sunt mutate în clădirea Babilon, azonul Muzeu al Unirii. Biserica Sfânta Treime din cartierul Maieri 1 a fost ridicată în 1795. Ea poartă unele elemente care se regăsesc la bisericile Dormirea Maicii Domnului din cartierul Lipoveni și Sfânta Treime din cartierul Maieri 1. Biserica a fost tot timpul folosită de ortodoxi și nu a fost un loc de dispută între uniți și aceștia. Lăgașul atrage prin înălțimea navei și prin turnul clopotnic în formă de lanternon. A fost pictat între anii 1925-1926 de pictorul Traian Machim, ucenic al lui Costin Petrescu, la execuția picturii la Catedrala Reîntrecirii din cetate. Prin noua pictură, în 1992, biserica a pierdut frumoasă frescă executată de Achim.